O frână bruscă anunță de cele mai multe ori un sfârșit tragic. Accidentele în care își pierd viața pietonii care se grăbesc să traverseze prin loc nepermis se produc cu o frecvență îngrijorătoare pe șoselele constanțene. De la începutul anului până în prezent, pe raza județului Constanța s-au produs 181 de accidente pe fondul traversării neregulamentare a pietonilor, soldate cu 190 de persoane rănite, dintre care 11 persoane decedate. De cele mai multe ori, trecerea de pietoni vă poate salva viața, însă nu puțini sunt cei care se aventurează pe mijlocul străzii și le apar de nicăieri șoferilor din trafic. Mare atenție! Dacă nu vă aflați pe o trecere de pieton, trebuie să știți că fiecare pas greșit vă poate aduce mai aproape spre drumul spre spital. Dacă ești atent, normal că s-ar, câte unii dată te apropii la 2 metri și te arunc în față. Ești aproape de 2 metri, 1 metru ai de trecere de pieton și te arunc în față. Ce poate să facă un șofer într-o situație din asta extremă? Ce mai are de făcut în secundele alea de reacție? Și frânezi, nu vezi, n-ai timp, te duci cu frâne, cu... poți să eviți. Timpul de reacție al conducătorilor auto este de câteva secunde. În cele mai multe cazuri, atât este și diferența dintre viață și moarte. În situația asta, un șofer ce mai poate să facă? Nu poate să facă decât să apese pedala de frână mult mai tare, nu știu. Sau să evite, dar apare situația în care tragi de volan și poți să creezi mult mai multe probleme. La miezul zilei, într-una dintre cele mai circulate zone din Constanța, pietonii traversează după legi numai de ei știute. Goniți de claxoanele asurzitoare, oamenii alergă dezorientați printre mașini. Stațiile mișloacelor de transport în comun sunt printre cele mai periculoase. De multe ori pietonii coboară din autobuz și traversează în fugă sau la întâmplare. Luni noapte, pe drumul național 39, un șofer s-a trezit cu un pieton în fața mașinii și nu a mai avut timp de reacție. Bărbatul care traversa neregulamentar a fost lovit în plin și a murit pe loc. În ciuda exemplelor terifiante, fenomenul indisciplinei pietonare pare fără oprire.